Continuăm studiul nostru în Cartea Evrei. Ne-am uitat în prima parte la supremația Domnului Isus Hristos față de revelațiile anterioare, față de felul în care Dumnezeu s-a revelat părinților noștri, spune aici, prin proroci, multe rânduri și multe chipuri. Iar astăzi ne vom uita de la versetul 4 până la versetul 14 la supremația Domnului Isus Hristos față de îngeri. Acum s-ar putea să avem o anumită întrebare cu privire la cât de practic este subiectul ăsta, nu? Cât de practic este pentru noi că Isus este suprem față de îngeri? Cu ce ne afectează pe noi practic? Trăim într-o era pragmatismului și vrem să discutăm doar lucruri care ne se par nou relevante, care au aplicații practice pentru viața noastră și dacă nu, nu ne interesează. Și este o atitudine, zic eu, păguboasă, pentru că cel mai important lucru, până la urma urmei, este relația noastră cu Dumnezeu și nu cât de practice sunt anumite lucruri pentru restul zilelor noastre. Însă vom vedea că supremația lui Hristos față de îngeri este un lucru extrem de practic. Contextul este acesta, vreau să vă reamintiți, al persecuției în care evrei care cunoșteau creștinismul, care cochetau cu creștinismul, dintre ei care au aderat deja la creștinism sau convertit la creștinism, o audiență mixtă, contextul este că ei erau persecutați atât din interior de către fraților iudei, cât și din exterior. Evrei erau foarte virulenți cu privire la toți cei care ieșeau din interiorul iudaismului, foarte virulenți la înființarea oricărei secte, așa cum a vrut să fie numită. Calea aceasta a credinței, foarte împotrivitor față de secta creștinismului, și o variantă viabilă pentru mulți dintre acești evrei era să adere la ideea că Domnul Iisus Hristos era un înger, cel mai înalt înger, un arhanghel. Da? Domnul Iisus Hristos... și nu mai era necesar, din punctul acesta de vedere, să existe o ruptură între iudaism. Și această nouă cale, da? această nouă cale a ucenicilor a creștinismului. Pentru că, știm foarte clar, din Vechiul Testament, evreii au crezut, au experimentat o sumedenie de apariții îngerești și nu era niciun fel de problemă să accepte, da, Domnul, Domnul Iisus Hristos a fost un înger. Nu este necesar să... Ești din iudaizm, nu este necesar să faci un pas atât de drastic sau nu să fii persecutat în dreapta și în stânga doar pentru faptul că spui că Domnul Isus Hristos ar fi ceva mai mult decât un înger. Însă știți foarte bine, elita religioasă din vremea Domnului Isus Hristos au înțeles foarte clar afirmațiile Domnului Isus Hristos. Au înțeles foarte clar afirmațiile Domnului Isus Hristos. Mulți citesc Noul Testament și spun, unde a spus Domnul Iisus Hristos despre sine că este Fiul lui Dumnezeu? Unde a spus Domnul Iisus Hristos despre sine că este una cu Tatăl? Unde a spus Domnul Iisus Hristos că El este Fiul etern al Tatălui? Sau unde a vorbit Domnul Iisus Hristos despre o naștere veșnică a Fiului? Unde a vorbit Domnul Iisus Hristos despre lucrurile acestea? Vedem însă că dușmanii Domnului Iisus Hristos au înțeles foarte bine afirmațiile sale și atunci când i-au cerut ca un ultimatum să declare este el Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos n-a avut nicio problemă să afirme lucrul acesta deschis și Domnul Iisus Hristos n-a venit cu o rectificare. Măi, eu spun că sunt Fiul lui Dumnezeu, este doar expresie prin care eu vreau să arăt doar așa relația pe care eu am cu Tatăl, o relație mai specială decât ceilalți oameni. Dar nu mă refer la faptul că eu sunt Fiul etern al Tatălui. Eu sunt și eu un om creat ca și voi, numai că am fost creat înainte de voi. Domnul Iisus nu face nicio rectificare. Când Toma spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, dom Domnul nu spune, Toma, ești puțin, înțeleg sentimentul pe care îl ai că mă vezi acum, că sunt înviat și ești tupefiat de această realitate. Te înțeleg, dar totuși hai să nu se în calul. Știi ce? Este doar unul care primește închinarea. Auzi, nu vă aruncați la picioarele mele, numai Dumnezeu Tatăl primește închinarea. Eu nu pot să primesc în închinarea. Sunt o creație mai înaltă a Tatălui, dar sunt la urma urmei o creație. Nu vă închinați, vă rog frumos. Vai, nu, nu mi-aplicați uh, titlul, titlul, acesta extraordinar care poate fi dat în numai unei ființe care vine la propriu din Tatăl, este de aceeași natură cu Tatăl. Nu, Domnul Iisus Hristos a lăsat oamenii să înțeleagă cine este el cu adevărat. Și pentru evrei, spune autorul cărții evrei, nu există varianta, nici pentru ei, nici pentru noi, să acceptăm sau să credem că Domnul Isus Hristos este un înger. Dacă va deveni foarte practic și pentru noi lucrul acesta, odată cu invazia musulmanilor în Europa, dacă noi vom accepta că Domnul Iisus Hristos este un înger, vă spun că musulmani nu vor avea niciun problem cu asta, mai ales că musulmanii în Coran învață că Domnul Iisus Hristos nu a fost crucificat, ci că a fost crucificat altul în locul lui. Și mulți învățători musulmani spun că a fost crucificat Iuda și au mai multe variante. Dacă acceptăm să știți, foarte ușor ne integrăm și nu mai avem nici noi niciun nimic de suferit. Aceasta este, să înțelegem, aceasta este piatra de potignire a omenirii. În învățătura pe care o avem cu privire la persoana Domnului nostru Isus Hristos, asta este piatra de potingere. Că credem sau nu credem în pierderea mântuirii, este o discuție, că credem sau nu credem o grămadă de subiecte sau ce credem despre ele, este important. Dar nu sunt subiectele esențiale, acesta este subiectul esențial. Ce credem noi despre persoana Domnului nostru Isus Hristos. Iar autorul cărții Evrei și-a spațiu mult spațiu, nu doar capitolul 1, ci după aceea și capitolul 2, ca să demonstreze, cu fratele Mihai ne-a învățat deja în rugăciunea lui, ca să demonstreze că Domnul Isus Hristos este mai mare decât îngerii și că moartea Domnului Isus Hristos a fost doar un moment în care el a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngere, dar apoi s-a ridicat înapoi în statutul, în poziția pe care el a avut-o din eternitate. Din eternitate. Sunt trei puncte pe care aș vrea să le prezint înaintea dumneavoastră în această dimineață, cel puțin primele două ne vom minta cu siguranță la ele. Este afirmată supremația Domnului Isus Hristos în versetul 4 unde spune că Domnul Isus a ajuns cu atât mai presus decât îngeri, cu cât a moștenit un nume mai mult, mult mai minunat decât al lor. Este afirmată supremația Domnului Iisus Hristos, apoi este atestată sau argumentată supremația Domnului Iisus Hristos față de îngeri la versetul 5, până la versetul 14, iar în capitolul 2 de la versetul 1 până la versetul 4, până la versetul 4, este aplicată această supremație a Domnului Isus Hristos la viețile noastre. Cu ce ne afectează pe noi că Domnul Isus Hristos are o supremație uh, față de îngeri? Ne vom uita de la început, versetul 4, supremația lui Hristos afirmată. Spune că Isus a ajuns cu atât mai presus de îngeri, dar imediat se naște întrebarea asta. Dacă a ajuns mai presus decât îngeri, înseamnă că n-a fost mai presus decât îngeri, nu? Spune că a ajuns cu atât mai presus decât îngeri. N-ai cum să scapi de, de, gândul acesta și este normal să te gândești la lucrul acesta. Autorul spune în felul acesta lucrurile, prezintă în felul acesta supremația lui Hristos, pentru că el urmează să arate că Isus a fost mai presus decât îngeri. Adică felul în care oamenii l-au cunoscut pe Hristos, l-au cunoscut din prima mai presus decât îngerii, nu? Hristos a venit și s-a întrupat și l-au cunoscut mai prejos decât îngerii. A trăit o viață, n-a avut nimic atractiv, a trăit o viață în care a fost bajocorit, la urmă a fost crucificat, a fost omorât. Oamenii l-au cunoscut pe Hristos mai prejos decât îngerii. Dar, la final, în înălțarea lui, în glorificarea lui și apoi în așezarea lui într-un loc mai presus decât îngerii, în întoarcerea lui în împărăția lui veșnică, se va arăta ca unul mai presus decât îngerii. Dar repet, în întruparea lui și în viața lui pământească, Iisus a fost cunoscut ca unul mai prejos decât îngerii. Mai prejos decât îngerii. Versetul 7 din capitolul 2 spune, L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Mai prejos decât îngerii. Și apoi el explică versetul nou, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus îl vedem încununat. Sunt în două faze. A fost făcut mai prejos decât îngerii în întrupare și în moartea lui, și apoi a fost încununat. Acesta este motivul pentru care autorul prezintă lucrurile în acest fel. Da? Sunt două lucruri menționate aici când se afirmă supremația lui Hristos. În primul rând, care o poziție deasupra îngerilor, ajungând cu atât mai presus decât îngerii. Și apoi numele pe care l-are mai minunat decât îngerii. Cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. În conceptul evreiesc, numele este ceea ce este persoana ta. Esența persoanei tale. Numele lui Dumnezeu, de exemplu, nu este un titlu pe care îl are Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, când găsești mai multe nume ale lui Dumnezeu, sunt lucruri care arată esența lui Dumnezeu. Esența lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu care în manifestare produce anumite lucruri. De aceea când spune numele, nu, se referă la fel cum am eu numele Andrei ci numele Domnului Iisus Hristos sau numele lui Dumnezeu sunt nume care arată natura lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu. da? Ni se afirmă în locul acesta supremația lui Hristos. Apoi este argumentată supremația Domnului Iisus Hristos și aici vom petrece uh, mai mult timp. Este argumentată supremația Domnului Iisus Hristos. Cum? În primul rând arătându-se caritatea unică de fiu veșnic a Domnului Iisus Hristos. Versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiul. Dă două citate din Sfânta Scriptură, un citat din Psalmul 2 și un alt citat făcându-se referire la... Este o profeție mesianică făcută cu privire la fiul lui David. Noi știm că Solomon n-a fost fiul veșnic al Tatălui, Solomon n-a fost un fiu care a rămas în viac. Și vezi, e foarte interesant când se fac promisiunile acelea lui Solomon, că el va fi fiul lui Dumnezeu și că va avea o împărăție veșnică. Evreii n-au spus, domne, ce aberații sunt astea? Nici după moartea lui Solomon. Păi nu s-a împlinit legământul. Nu, pentru că evreii au înțeles profețiile și le-au interpretat ca niște profeții mesianice. Dacă le lua literal aplicate lui Solomon, legământul care a fost făcut cu Solomon sau pentru Solomon, promisiunile care au fost date că el va fi fiul lui Dumnezeu și va avea o împărăție veșnică, te fi întrebat, domnule, sunt niște profeții care nu s-au împlinit. Nu tot poporul Israel a înțeles că acele promisiuni făcute lui David, lui Solomon, au fost niște promisiuni cu bătaie lungă, cu privire la venirea Domnului Isus Hristos și ele s-au împlinit în persoana Domnului Isus Hristos. Vreau însă să fiți atenți la modul în care argumentează autorul cărții evrei, pentru că este foarte important. El întreabă așa Cășcăria dintre îngeri a zis el vreodată Știți cum argumentează cum mi a răspunde astăzi un om uh, uh, autorului cărții evrei? Ceea ce avut foarte des în discuțiile cu oamenii despre o grămadă de subiecte. Da, dar nici nu scrie că nu, că nu este vreun înger fiul lui Dumnezeu. Da, nu o zis. Eu zic numai Domnul Iisus. Tu ești fiul meu. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt și alții. Ăsta este modul de a argumenta. Și aici vreau să subliniez importanța bazării pe ceea ce scrie în Scriptură, nu pe ceea ce nu scrie. Într-adevăr, nu scrie nicăieri că nu i-a spus și altui înger. Dar faptul că nu scrie, spune apostolul din evrei, este un argument pentru poziția unică a Domnului Isus Hristos. Pentru poziția unică a Domnului Isus Hristos. Deseori primez, primim acest tip de, 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 argumente la o grămadă de subiecte. Da, scrie lucrul ăsta, dar nici nu scrie că nu o fi valabil și cu privire la altceva. Nu, domnule, dar faptul că scrie că este cu privire la el înseamnă că este cu privire numai la el. Da? Vă dau exemplu. Ce spun catolicii despre mântuire, de exemplu. Biblia spune că suntem mântuiți prin credință. Spune, dar nicăieri nu spune că suntem mântuiți numai prin credință. Noi suntem de acord că suntem mântuiți prin credință, dar nu spune că suntem mântuiți numai prin credință. Prin har a fost mântuiți prin credință, nu spune că a fost mântuiți numai prin credință. Prin credință. Dar Domnul Isus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu siguranță în mie nu vine la Tatăl decât prin Domnul Isus Hristos, pentru cei care îl cunosc pe Domnul Isus Hristos. Dar pentru cei care nu îl cunosc pe Domnul Isus Hristos nu spune nimic despre ei. Înțelegeți tipul de argumentare și lucrul ăsta poți să-l faci cu privire la orice subiect. Așa că în decursul viacurilor vei vedea că vei rămâne cu un creștinism foarte diferit de creștinismul Sfintelor Scripturi. Pentru că noi vom găsi totdeauna lucruri Față de care Biblia nu spune nimic. Și da, Biblia nu spune nimic de lucrul ăsta. Și tot le incorporăm în sistemul de închinare și în sistemul creștin pentru că Biblia nu spune nimic de ele. Asta înseamnă să te depărtezi de modul prescriptiv de abordarea Sfintelor Scripturi. Ce spune Biblia? Doar asta este. Nu mai există nimic altceva. Da? ce începeți vorbim despre OZN-uri, despre alte lumi, în care pot să fie alți oameni, în care pot să fie alți cristoși, alți mântuitori și așa mai departe. Nu! Noi acceptăm doar ceea ce ne este revelat clar în Sfânta Scriptură. Însă ne întoarcem la primul argument prin care demonstrează supremația Domnului Iisus Hristos deasupra îngerilor. Acum noi știm îngerii sunt ființe extraordinare care au o slavă deosebită, care au o putere deosebită mult mai înaltă decât decât oamenii. Totuși Domnul Iisus Hristos se argumentează este mai mare decât îngeri este suprem față de îngeri. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și toată biserica răspunde, căruia dintre îngeri? Niciunul ia. Avem o siguranță totală. Niciunul nu i-a spus lucrul acesta. Niciunul. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Căruia dintre îngeri a spus asta? Niciunul dintre îngeri. Trebuie să știți lucrul acesta, sunt adventiști astăzi care cred că Domnul Iisus Hristos este un arhanghel, este cel mai mare dintre îngeri. Adică nu sunt lucruri care au fost uitate odată. Și mulți, și musulmani, și martorii lui Jehova ar adera la o versiune de asta în care îl coborăm pe Iisus puțin mai jos decât Dumnezeu. Nu mult, dar numai puțin. noi trebuie să apărăm această învățătură despre persoana Domnului Iisus Hristos pentru că mântuirea noastră, mântuirea noastră stă în această învățătură. Dacă n-am în ghilimele, nimerit măcar învățătura despre cine este Mântuitorul nostru, atunci credeți-mă, putem să nimerim orice altă învățătură și Satan ar fi bucuros că ne ducem în iad. Satan ar fi bucuros să nimerim orice altă învățătură, dar să nu fim întemeiați cu privire la cine este Domnul nostru Isus Hristos. Ce înseamnă tu ești fiul meu astăzi, te-am născut? Hey. Îți ridică o întrebare, nu? Automat, tu ești fiul meu astăzi, te-am născut. Acum, ar fi simplu de lămuri problema asta când te gândești la cine este Dumnezeu. Dumnezeu nu este o ființă corporală, fizică, ca să-L nască pe Iisus. Deci automat din mintea noastră trebuie să zboare conceptul nostru despre naștere fizică. Dumnezeu nu are, Dumnezeu este Duh. Spune Domnul Iisus, cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, nașterea despre care se vorbește este o naștere de natură a lui Dumnezeu, de tipul lui Dumnezeu, nu de tip omenesc, nici de tip îngeresc, că Dumnezeu nu este Dumnezeu nu este înger. Dumnezeu, da? Un om naște un alt om. El este om, are natură omenească. Este logic. Dumnezeu care nu este corporal, care nu este material, când vorbește despre o naștere, trebuie să vorbească despre o naștere care este conform naturii sale. Și automat ajung la convingerea că Domnul Isus Hristos este de aceeași natură cu Tatăl. Acum, Dumnezeu, nu doar că nu este corporal, Dumnezeu este atemporal. Dumnezeu nu este limitat de spațiu și de timp. El nu este în timp Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a născut pe Fiul în, în, de aceeași natură cu El, atemporal, în afara timpului, înseamnă și că Domnul Isus Hristos este în afara timpului, că El este de aceeași natură cu Tatăl. Dar să ne uităm la ce se referă autorul în carte evrei. El citează din Psalmul 2, unde contextul spune în felul următor. Totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sunt. Și auziți. Împăratul vorbește. Citează ce spune împăratul. Deci este un dialog între Dumnezeu și împăratul. Deci Dumnezeu vorbește prima dată și spune așa. Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sunt. Cine o fi ăsta? Pe cine a uns? Pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbește. Da? Este un dialog. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, cel uns, împăratul. Domnul mi-a zis, auzi ce-i spune? Unsul Domnul Iisus Hristos spune ce a spus tatăl. Este un legământ veșnic pe care tatăl l-a făcut cu fiul. Nu doar să-i dea o sămânță de urmaș, ci să-i dea și o împărăție. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci Domnul Iisus Hristos vorbește și spune că a auzit cuvintele astea de la tatăl. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Păi unul născut, cum s audă că astăzi l-a născut? Da? Deci Fiul aude de la tatăl, tu ești fiul meu, Asta te-am născut. Și continuă. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și margine pământului în stăpânire. Tot contextul psalmului vorbește despre așezarea Domnului Isus Hristos într-o poziție supremă de domnie, de împărățire. Nu vorbește despre o naștere a lui, o creare a Domnului Isus Hristos. Vă citez din nou. Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sunt. Este pus Domnul Isus într-o poziție supremă ca împărat. Și în poziția asta supremă de împărat, sau punerea în poziția asta supremă de împărat, vine cu o proclamație, care proclamații sunt așa, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. L-a născut pe Domnul Isus Hristos, cel puțin Psalmul 2 vorbește despre punerea lui Hristos în poziție de împărat. Da? Nașterea lui ca împărat. Nu o naștere în modul în care noi o înțelegem. Vă dau un alt pasaj ca să vedeți că lucrurile sunt în felul acesta. Evrei capitolul 5 se citează din nou Psalmul 2 și spune așa: Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Nu se mai referă de data aceasta la punerea lui Hristos într o poziție supremă de împărat, ci punerea lui Hristos într o poziție supremă de mare preot. Nu mai este niciun alt mare preot ca Domnul Isus Hristos. Și noi am putea să înțelegem mai simplu lucrurile acestea când ne gândim la ceea ce însemna pentru ei vrei să fie întâi născuți. Însemna să fii născut primul. Dar mai presus de asta, însemna să ai o poziție unică în clan, în familie. Tu erai urmașul, tu erai moștenitorul, tu erai cel cu drept de veto în familie, tu făceai legea. Asta însemna să fii întâi născut, erai cel mai mare. Vă citesc al treilea pasaj, perspectiva apostolului Pavel. Și el citează psalmul ăsta. Fapte 13 cu 33. Dumnezeu a împlinit o pentru noi, promisiunea copiilor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci atent, avem același pasaj interpretat în trei moduri diferite. Odată referindu-se la împărăția lui Hristos, odată referindu-se la poziția lui Hristos de mare preot, iar Pavel, spre diferență de ceilalți doi, spune că Domnul Isus a împlinit profeția din. Dumnezeu a împlinit profeția din Psalmul 2. Adică, care profeție? Tu ești fiul meu astăzi, te-am născut? înviindu pe Domnul Isus Hristos. El spune că profeția asta astăzi te-am născut înseamnă învierea Domnului Isus. Acum, care din asta trei înseamnă? La vedeți, nu înseamnă, în niciun caz nu se referă la, la nașterea Domnului Isus Hristos fizică sau la crearea Domnului Isus Hristos. El a fost creat înainte de toate ființele toți care interpretează psalmul 2, interpretează, fie se referă la punerea lui Hristos într-o poziție de împărat, fie se referă la punerea lui Hristos într-o poziție de mare preot, fie se referă la învierea Domnului Isus Hristos. Da? Automat când auzi un martor al lui Iehova că ia pasajul ăsta și îl aplică după capul lui, îl aplică altfel decât l-au aplicat apostolii. Îl interpretează altfel decât Nu a interpretat apostolului. Și el dacă vrea să-și păstreze interpretarea lui Trebuie să nege faptele apostolilor Să nege cartea vrei Să nege interpretările infailibile Inspirate de Duhul Sfânt Ei ne arată cum se interpretează psalmul 2 Că psalmul 2 nu se referă la o naștere fizică A Domnului Isus Hristos Și nici măcar la o creare a Domnului Isus Hristos Înainte de toate lucrurile Cum spun, cum spun unii da? Asta este perspectiva lor Ce trebuie să înțelegem, ce trebuie să înțelegem, este conceptul din spatele ideii de întâi născut. Concept care se referă la supremație. Ideea nu este de moment al nașterii. Da? Nu vorbim de un aspect temporal. Când a fost născut? Când spune astăzi te-am născut, nu se referă la un moment, ci se referă la o poziție mai degrabă. Și o să vă demonstrez lucrul acesta prin alte pasaje din Sfânta Scriptură. De exemplu, Psalmul 89 cu 27. Spune așa. Este o promisiune care se face unui împărat. Iar eu îl voi face întâiul născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Ascultați-mă. Eu îl voi face întâiul născut. Vorbim despre un om care era deja născut, da? care era împărat. Cum să-l faci pe unul care e deja născut întâiul născut? Dacă el e născut deja, ce, cum să mai faci cu întâiul născut? da a doua parte a frazei explică, auziți. Eu îl voi face întâi un născut. E o problemă când auzi de expresie. Eu îl voi, cum, cum, să fac? E ca și cum am spune la al doilea film, eu, eu îl voi face întâi un născut. Păi ce să faci întâi un născut? Păi deci eu sunt născut al doilea. Dar nu se referă la cronologie, la timp, când a fost născut. Ia ascultat? Eu îl voi face întâi un născut, cel mai înalt dintre împărații Pământului. La ce se referă? Păi se referă că acest împărat va fi pus împărat suprem. La asta se referă. Ăsta este conceptul de întâi născut, da? Că va fi pus într-o poziție supremă, că va fi pus într-o poziție supremă. Vă citez al, al pasaj. Coloseniul 1 cu 15 spune despre Hristos că El este cel întâi născut din toată zidirea. Și este un pasaj folosit pentru a demonstra, este un pasaj folosit de unii pentru a demonstra că Domnul Iisus Hristos a fost creat. Dar textul fiți nu spune că a fost creat, ci spune că a fost, că este Întâi născut, nu spune că a fost creat, ci că este cel întâi născut din toată zidirea. Dacă iei conceptul de întâietate, cel mai înalt dintre împărații Pământului, atunci și l aplici Coloseni 1 cu 15, înseamnă în felul următor. El este cel mai înalt din toată zidirea, iar Hristos este cel mai înalt din toată zidirea. Da? Textul nu discută despre crearea Domnului Isus Hristos. Mai ales că dacă te uiți la tot sau din Coloseni, vezi că se spune prin el au fost făcute câte lucruri? Toate lucrurile. Vorbește despre toată creația. Dacă el ar fi o ființă creată, înseamnă că Isus s-a făcut pe sine. Că și el este creat și spune că toate lucrurile au fost făcute prin el. Înseamnă că și Isus s-a făcut prin sine. Ceea ce este o aberație logică. Este o aberație. Mai mult spune că el este mai înainte de toate lucrurile. Dacă Isus este o ființă creată, înseamnă că Isus este înainte de sine. Ceea ce, din nou, este o aberație logică. Mai mult spune despre Domnul Isus Hristos că prin el se țin toate lucrurile, da? Avem tot felul de aberații logice, logice dacă crezi că expresia înseamnă că Isus a fost creat, că Isus a fost creat. Iar apoi spune că toate lucrurile au fost făcute pentru El, lucrul care este aplicat doar lui Dumnezeu Tatăl. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Același lucru se spune despre Domnul Isus Hristos. Da? Despre Domnul Isus Hristos. Coloseni 1 cu 18 ne lămurește chestiunea asta când spune că El este cel întâi născut dintre cei morți. Este conceptul de întâi născut dintre cei morți. Vă întreb pe dumneavoastră, a fost vor ființă înviată înainte de Domnul Isus Hristos? Cel întâi născut dintre cei morți. A fost? Păi a fost în Vechiul Testament, în Vieri. Domnul Isus însuși a înviat. Imaginați-vă că un evreu se duce la alți evrei care aveau cunoașteri de învieri, știau că mai fost în învieri și spune Domnul Isus a fost primul înviat. Bă, tu joc de noi? Habar tu nu cunoști Sfânta Scriptură Tu vrei să ne convingi pe noi Cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos Și ne spui că El a fost primul înviat Dar Dar Este consecvent cu ce am spus mai înainte Conceptul de întâi născut nu se referă în primul rând În Sfânta Scriptură la cronologie Cine a fost primul născut Ci se referă la poziție La întâietate, la întâietate Au fost mulți alți în viață Înainte de Domnul Iisus Hristos Dar nu a fost niciunul altul înviat ca Domnul Iisus Hristos. Și toate învierile care vor avea loc vreodată, vor avea loc în virtutea învierii Domnului Iisus Hristos. Nu vorbește Scriptura că noi am fost înviați împreună cu Hristos. Este o înviere spirituală. Și că El se va întoarce la, înapoi și glasul Fiului Dumnezeu va rosti și toți cei din morminte vor învia datorită celui care este viu în vecii vecilor. Se referă la o înviere supremă, la o înviere de un alt tip decât toate celelalte învieri care au avut loc vreodată. De aceea spune că El este cel întâi născut dintre cei morți și explică Apostolul în Colosem pentru ca El să aibă întâietatea. Ăsta este conceptul de a fi întâi născut. Ăsta este conceptul de a fi întâi născut, de a avea întâietate. Tot apostolul în Evrei 11.23 vorbește despre biserica celor Întâi născuți. Dar eu vă întreb, cum au fost ăștia întâi născuți toți odată? Am fost noi născuți spiritual toți odată? Da sau nu? Nu, fiecare suntem născuți la rândul cetei noastre când o rânduie Dumnezeu. Dar conceptul de a fi biserica celor întâi născuți nu se referă la a fi născuți cronologic. Toți ne-am născut odată într-un singur moment. Ci se referă la calitatea bisericii. Asta este mireasa Domnului Iisus Hristos. Asta este pârga lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem diamantul lui Dumnezeu. Noi suntem opera lui Dumnezeu de artă. Asta a vrut Dumnezeu să realizeze. Noi suntem climaxul lucrării lui Dumnezeu. Noi suntem cei întâi născuți. Așa este văzut Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu Fiul în ochii lui Dumnezeu Tatăl. La asta se referă când spune Scriptura și citează din Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. El este suprem ca mare preot, el este suprem ca împărat, el este cel întâi născut, spune, dintre mai mulți frați în Romani, capitolul 8. El este suprem în învierea lui, el este suprem în absolut orice. Domnul Iisus Hristos este întâiul născut. Ăsta este conceptul pe care Scriptura vrea să ne-l transmită când spune despre Domnul Iisus Hristos că este întâi născut. Da? Niciunul dintre îngeri nu îi spune tu ești Fiul meu. Acum, noi suntem fiul lui Dumnezeu, dar nu suntem fiul lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos. El este, nu un fiu, și El este fiul. El este cel întâi născut. De aceea se folosește această expresie cu privire la Domnul Iisus. Al doilea argument pe care îl aduce pentru a arăta că Iisus este mai mare decât îngerii nu este doar arătând caritatea unică de fiu etern al Tatălui, și arătând închinarea îngerilor la față de Domnul Isus Hristos. Dumnezeu n-a pus niciodată îngeri să se închină altui îngeri sau altor îngeri. Ia o ziceți spune Scriptura. Versetul 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi nu n-a prezentat pe Domnul Isus în eternitate, el este fiul veșnic al Tatălui, atunci s-a făcut promisiuni, s-a făcut un legământ cu el, în afara timpului, în afara creației. Și apoi ne-l prezintă pe Domnul Isus la întrupare. Vedeți, este cronologic. Când aduce iarăși în lume pe cel întâi născut, deci vedeți că nu se referă întâi născut la întruparea Domnului Isus, Că zice, pe întâi născut îl aduce în lume. El era întâi născut deja și îl aduce în lume acum. El este întâi născut veșnic lui, Tatălui, da? Fiul veșnic ca Când îl aduce în lume pe cel întâi născut, zice, ia ascultați, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Nu există nicio altă ființă în univers căruia să îi se spună acest lucru. Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Toate ființele acestea angelice, cu o slavă deosebită, cu o putere deosebită, sunt puse de însuși Dumnezeu Tatăl să se închine unui prunc. Cine este acesta? Asta ori este cea mai mare blasfemie care poate fi rostită vreodată, ori cel care este adus în lume și este acolo și pare neputincios și neajutorat, este cu adevărat Fiul etern al Tatălui. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină. El este Fiul lui Dumnezeu. Și însuși Dumnezeu spune toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Toți cei care vorbesc despre faptul că Hristos este o ființă creată au foarte mari probleme în capitolul 1 din Evrei. Și nu prea fac exerciții pe capitolul 1. Pentru că îi spun, domnule, Domnul Iisus Hristos nu a lăsat pe alții să se închine. El spunea, Domnului Dumnezeu să te închin. Vedeți ce îi spune lui Satana? Domnul Dumnezeu să te închin, îi spune. Și vedeți, el nu spune mie să te închin, argumentează ei. Domnul Iisus nu spune la ispitirea lui mie să te închin, ci spune Domnului Dumnezeu să te închin. Da, numai că evrei spune Dumnezeu o afirmație mai gravă decât asta, toți îngerii lui Dumnezeu să se închine, arătându-se poziția suprema a Domnului Iisus Hristos. Poziția supremă a Domnului Isus Hristos. Toți îngerii să se închine. Și spun să se închine nu într-un moment în care Domnul Isus este glorificat în slavă, este în poziția aceea supremă, ci spune toți îngerii să se închine când? Când a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Pentru a se arăta că Domnul Isus Hristos își păstrează aceeași natură, aceeași relație cu Tatăl. Al treilea argument pe care îl aduce, nu doar calitatea unică de fiu etern al Tatălui, nu doar că Domnul Iisus Hristos primește închinarea îngerilor, ci Domnul Iisus Hristos primește și slujirea îngerilor. Și slujirea îngerilor. Și este prezentat în versetul 7 și versetul 8 în contrast îngerii care sunt slujitori și fiul care este stăpânitor. Deci îngerii care sunt slujitori, fiul care este stăpânitor. Despre îngeri zice, citează din Psalmul 104, versetul 4. Din vântul face îngerea lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui. Și în viața pământească a Domnului Iisus Hristos se arată această slujire a îngerilor. De exemplu, la nașterea lui, Matei 1 cu 20. Pe când se gândea el la aceste lucruri, Iosif i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis. Și vorbește lucruri cu privire la nașterea Domnului Iisus, da? I s-a arătat uh, Mariei. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu. Se arată păstorilor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. La nașterea Domnului Iisus se arată îngeri de mai multe ori. La ispitirea Domnului Iisus, Marcu 11 cu 1, cu 13, asta 40 de zile fiind ispitit de satan. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. La suferințele Domnului Iisus, Luca 22 cu 43, atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Domnul Iisus zice, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar putea, mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Pentru că în toată perioada vieții sale el a fost slujit de îngeri. La învierea Domnului Iisus nu se arată din nou iarăși mulți îngeri. Matei 28 cu și iată că s-a făcut o mare cu tremul de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Îngerul care vorbește cu femeile, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Ioan 20 cu 12 și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. La înălțarea Domnului Isus iară îngerii, fapte 1 cu și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Îngerii care îl slujesc pe Domnul Isus. Hai să fim uh, aplicativi. Spune Scriptura că toți îngerii lui Dumnezeu să se închine. Dacă aceste ființe glorioase, pline de putere și slavă, făcute de Dumnezeu în felul acesta, toate ființele acestea să închină Fiului. Care este atitudinea noastră față de Fiul? Urmează apostolul să introducă capitolul 2. De aceea, uitându-vă la felul în care îngerii se raportează fiul, de aceea, cu atât mai mult, ar trebui să fim atenți, să luăm aminte. Care este felul în care noi ne închinăm fiului? Care este pasiunea, râvna, zelul, devotamentul nostru în închinare față de fiul? Ar trebui totdeauna când venim în închinare înaintea lui Dumnezeu și ne gândim la Domnul nostru Isus Hristos, prin care avem acces la Tatăl, să ne imaginăm miriadele, miliardele, Dumnezeu știe cât de îngeri care toți se închină Fiului. Și felul, în care, felul superficial în care de multe ori venim noi față de El. Felul neglijent, neatent. O să domnule, supărați ăștia că am pus reguli cu privire la închinare. Să nu mâncăm biscuiți și pufuleți în timp ce stăm în închinare și ne închinăm Fiului. Cât de lipsiți de minte sunt oamenii. Cât de lipsiți de minte sunt oamenii. Dacă te duci într-o întâlnire cu o persoană importantă, în ochii oamenilor, la care nu se închină nici măcar un înger. Ești atent, domnule, trebuie să fii călcat, trebuie să fii aranjat, trebuie să nu pus, trebuie să fii dat cu antiperspirant, trebuie să fii un sumos. Când vorbim de închinarea înaintea Fiului, devenim toți foarte relaxați. Noi suntem liberi în Hristos. Dacă ne-ar da Dumnezeu o secundă să vedem închinarea pe care îngerii o dau Fiului, lucrul acesta ne-ar transforma. Toată viața de închinare. Însă Scriptura ne vorbește despre lucrul acesta. Apoi ne arată că îngerii îl slujesc pe Fiul. Și lucrul acesta ne vorbește despre domnia suprema Domnului Isus Hristos. El slujește pe Fiul. Fiul nu are nevoie de slujirea noastră. Fiul nu mai este un prunc. Fiul nu mai trăiește pe pământ ca să umblăm noi după el și să-l ajutăm cu una sau alta. Dar noi suntem sub domnia Domnului Iisus Hristos dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, care este Fiul în care slujim pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Isus nu primește slujiri parțiale. Și cei care beneficiază, aflându-se în slujirea Domnului Iisus Hristos, sunt slujitorii, nu El. Sunt slujitorii, nu El. Atâta timp cât viața noastră gravitează în jurul Domnului Iisus Hristos. Viața noastră se construiește în jurul Domnului Iisus Hristos. Atâta timp cât facem lucrul acesta, viața noastră va fi o viață plină de binecuvântare, de fericire, de împlinire și de satisfacție. Problema este că trăim o viață întreagă încercând să tot tăiem din slujirea față de Domnul Iisus Hristos, să ne mai dăm și nouă timp, să ne mai dăm și nouă viață, Domnul să ne trăim și noi viața. Că dacă o trăim numai pentru Hristos, nu mai apucăm să ne trăim viața. Și ne jefuim pe noi înșine de bucurie, de împlinire și de satisfacție supremă spirituală pe care o putem avea doar urmândul pe Domnul Iisus Hristos. Doar pe Domnul Iisus Hristos Și avem un model în slujirea pe care îngerii o au și o arată și o întreprind față de persoana Domnului Iisus Hristos După ce se arată stăpân... slujirea îngerilor, ne se arată stăpânirea absolută a Fiului. I-au zis cine este Hristos Pe când Fiului face o comparație, ce li se zice îngerilor și ce îi spune Fiului. Pe când fiul i-a zis, i au vorbește Dumnezeu. Fiului i-a zis cine îi spune Fiului? Pe tatăl îi spune Fiului. I-au zis ce îi spune Fiului Tatăl. Scaunul tău de domnie, asta? Scaunul tău de domnie Dumnezeule? Deci, Tatăl vorbește Fiului și îi spune, Scaunul tău de domnie Dumnezeule? Fiul îi spune că e Dumnezeu. Deci, stăpânirea Fiului este o stăpânire a lui Dumnezeu. O stăpânire, o domnie Dumnezească. Respectul nostru, slujirea noastră față de Domnul Iisus Hristos este definit, reglementat de această înțelegere. Da? Scaunul tău de Domnie Dumnezeului este în veș de veci. În veș de veci este o expresie aplicată lui Dumnezeu Tatăl. Însă, în pasajul acesta este o expresie care este pusă pentru Domnia suverană veșnică a Fiului. A Fiului. Este o Domnie nu doar dumnezeiască, ci este o Domnie veșnică. Mai mult, spune Toiagul Domniei tale, este un Toiag de dreptate. Domnia Domnului Isus Hristos arată caracterul Domnului Isus Hristos. Este o Domnie dreaptă. Dreaptă, o Domnie dreaptă multe de discutat despre felul în care oamenii înțeleg dreptatea, cu filozofii și concepte omenești. Dacă Dumnezeu ar fi drept, el ar face nu știu ce. Cred că, dacă ar, că Dumnezeu o să potrivească conceptele lor, despre dreptate. Versetul 9. Tu ai iubit neprihănirea, arată caracterul Domnului Isus Hristos, da? Că ești o domnia unuia sfânt. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Este un contrast aici. Nu poți să iubești și neprihănirea și nelegiuirea în același timp. Nu poți. Nici nu poți să fii nepăsător față de nelegiuire dacă iubești neprihănirea. Vei detesta, îți va fi scârbă. Este normal lucrul acesta. Vei urâ opusul a ceea ce iubești. Asta se spune despre Hristos. De aceea, din nou spune, ia auziți, expres frumos. De aceea Dumnezeule, îi spune fiului, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât o și tăi. Zice Dumnezeule, fiului, Dumnezeul tău, cine? tatăl te-a uns cu un delem de bucurie mai presus de tovarăși tăi. Iar vorbește de poziția supremă a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are o domnie veșnică. Domnul Iisus Hristos are o domnie dreaptă. Domnul Iisus Hristos este Sfântul. Sfântul este neprihănit, urăște nelegirea. Domnul Iisus Hristos are o domnie autorizată de Tatăl. A fost un înger foarte glorios și înalt care a vrut să fie ca Dumnezeu, dar n-a fost autorizat de Dumnezeu. Singurul care a fost autorizat de Dumnezeu în această poziție de conducere a fost Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Acesta este Fiul căruia noi ne închinăm. Fiul căruia noi aducem slujirea noastră, cinstirea noastră, căruia îi dăruim întreaga noastră viață. Trebuie să înțelegem cine este El. El este într-o poziție supremă. Este însuși Dumnezeu. Este însuși Dumnezeu. Întrebarea care se pune pentru noi este dacă stăm sub domnia Lui. Și care este adevărul? Și ironic lucrul ăsta. Oamenii vor să scuture jugul. Și este un psalm unde spune că vor să scuture oameni în jugul. Să nu mai fie sub, sub domnia lui. În ultimă instanță, noi tot o să fim sub domnia lui Hristos. Că vrem sau nu. Însă este una să fii sub domnia lui Hristos ca vrăjmașa lui Hristos și să fii zdrobit cu toiagul lui de fier. Și alta este să fii sub domnia lui Hristos ca fiului, ca și copilului, ca și copil răscumpărat de el. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite. Dumnezeu să ne dea putere să ne poziționăm corect sub domnia Domnului Iisus Hristos. Apoi merge la al patrulea argument și arată suveranitatea veșnică a fiului în univers. Nu doar ca împărat, ci în univers. În univers, iau ce spune versetul 10. Și iarăși, la început, tu, Doamne, îl numește din loc Doamne. El este Iahve, este Dumnezeu. Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Cerul și pământul care descriu cele două dimensiuni ale Universului. El este creatorul acestor lucruri. Niciun înger al lui Dumnezeu nu are putere creatoare ca Dumnezeu. Scriptura ne arată că Dumnezeu, Iahve, Dumnezeu Tatăl a creat Universul, dar în același timp ne spune că Fiul a creat Universul. Și întrebarea este, a creat Dumnezeu Tatăl Universul sau Fiul Universul? A creat Dumnezeu Universul. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul sunt. El a creat Universul. Dacă mă întreb cine a creat Universul, trei Dumnezeu? Nu, un singur Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Acest Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul sunt. Dar sunt trei sau nu? Sunt unu. În trei persoane. Pentru că spune despre Hristos la început. Tu, Doamne, tu Fiul, da? Despre El vorbește. A întemeia pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. El nu este un înger care a putut să făurească lumea aceasta. Și este bine că știința descoperă acum că magnitudinea acestui univers. Și cât de mare este acest univers. Proncul acela care a fost în și a creat universul acesta. De asta ei s-au închinat. Pentru că au înțeles puțin din măreția lui. El este suveranul veșnic al universului. Și auziți, cât de mare e lumea aceasta, ele vor pieri. Noi deci suntem foarte, suntem un vârf de acă în universul ăsta, nu ne vedem. Și noi ne gândim că aici au fi războaie, că ce se mai întâmplă una alta. Nu doar pământul, toate vor pieri. Toate vor pieri la porunca fiului, dar tu rămâi. El este dincolo de creație. Toate se vor învechi ca o haină și la fel cum îți schimbi o haină veche, le vei face sulca pe o manta și vor fi schimbate. Este una dintre cele mai frumoase promisiuni din Sfânta Scriptură, că nu vom fi niște duhuri din astea plutitoare prin Univers, ci Dumnezeu zice, va lua ca o haină veche, ca o manta, o va înveli, o va da deoparte, va arde în foc să va topi și va face ceruri noi și un pământ nou pe care va locui în neprihănirea. Iar noi vom domni împreună cu Domnul Isus Hristos. Le vei face sulca pe o manta? Cine le va face sulca pe o manta? Vă imaginați pruncul cum ia tot Universul și face sulca pe o manta? Da, asta va face. Pentru că el nu mai este în poziția aceea. El este fiul al tatălui, este suveranul veșnic al acestui univers. Le va face sol ca pe montaj și vor fi schimbate. schimbate. Dar tu ești același. Și anii tăi nu se vor sfârși. Iisus creează universul, Iisus strânge universul și recrează universul. Care e vestea frumoasă? Vestea frumoasă este că noi suntem în El. Vestea frumoasă, vestea extraordinară, fantastică, pe care nu putem înțelege de plin, este că noi suntem uniți cu El. Suntem uniți cu acela care va face Universul Sul. Suntem uniți cu acela care, într-o fracțiune de în secundă, poate să facă totul pulbere. Noi suntem uniți cu El. Noi suntem în El. Noi suntem așezați împreună cu El în locurile cerești. Noi suntem în siguranță. Suntem în garanție. Și dacă distrugerea întregului univers, dacă schimbarea întregului univers nu poate afecta cu nimic relația ta cu fiul, fi sigur că nici voința ta nu poate afecta. Fuița, da micuță. El este suveran. Noi suntem legați de el și asta este siguranța noastră. Că rămânem în acest suveran veșnic al Universului. Al cincilea argument pe care îl folosește este așezarea fiului într-o poziție supremă la dreapta Tatălui. Versetul 13. Versetul 13. Și căreia din îngeri i-a zis el vreodată? Același argument. Cineva ar putea spune, dar, nu, dar faptul că noi nu știm că i-a spus altul înger nu înseamnă că nu i-a spus. Poate i-a spus undeva pe ascuns și nu scrie în Biblie, că în Biblie nu scrie toate lucrurile. Nu, apostolul zice, dacă i-a zis numai fiului, înseamnă că doar cu privire la fiul îți valabil lucrurile astea. Și cărea din îngeri a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe și tăi aștenut al picioarelor tale. Este într-un fel, un fel, de dialog din ăsta retoric cu întrebări la care evreul trebuia să răspundă. Domnule, e logic că nu i-a spus niciuna nu? Să comunicăm și noi. Căruia din îngeri a zis vreodată Dumnezeu Tatăl șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmaș și tăiași tenu-te al picioarele tale? Căruia din îngeri? Niciunul Niciunuia Niciunul nu i-a spus lucrul acesta. Da? Niciunul Se Și citează din psalmul 110, versetul 1. 110, versetul 1. În evrei... 10, 12 și 13 se repetă din nou conceptul acesta Este interpretat suplimentar acolo De același autor al călții evrei El din potrivă după ce a adus o singură jertfă pentru păcate S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu Și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să-i fie făcuți Așternut al picioarelor lui Crede-mă, dacă nu ești în păcat cu Domnul Iisus Hristos în dimineața asta N-ai vrea să fii în poziția asta și să rămâi în poziția asta Că toți vrăjmașii Domnului Iisus Hristos spune că vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Știu că mentalitatea asta și că un asemenea verset, vrăjmașii lui Hristos făcuți așternut picioarul lui Hristos, ca un covor pe care să calce el. Îi foarte diferit de ceea ce gândesc oamenii despre Domnul Isus Hristos. Iisus blândocul, plăpându, suferindu, care stă la ușa inimii noastre și ne cere nouă voie ca să-i deschidem. Mi-a plăcut ce a spus Poloasher. Dacă ar fi o asemenea imagine, Hristos ar veni și ar face praf ușa și ar intra înăuntru. Dacă ar fi așa ceva. El își face, așteaptă de acum ca vrășmașii lui să fie făcuți așteptând al picioarelor. Vrei să fii vrășmașul lui? Vrei să fii vrășmașul lui? Dacă nu vrei să fii vrășmașul lui, trebuie să te împaci prin el cu Dumnezeu. Spune că el, vedeți ordinea, a adus o, jertfă, o singură jertfă pentru păcate, a venit să rezolve problema păcatului și abia apoi îi face pe și lui așternut al picioarelor lui. Și Dumnezeu Tatăl face lucrarea asta pentru el. El stă în poziția aceea la dreapta Tatălui. La dreapta tatălui. Vestea extraordinară din nou pentru noi, partea aplicativă, practică pentru noi, este că noi vom fi biruitori împreună cu El. Că suntem de partea Lui, că nu suntem vrăjmașii Lui, că nu vom fi sub tălpile Domnului Isus Hristos, ci vom fi mulțimea aceea de răscumpărați pe care nu poate număra nimeni în spatele Domnului Iisus Hristos, vom fi biruitori împreună cu Hristos, vom fi întotdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Ultimul argument pe care îl aduce versetul 14, este vorbim despre îngeri. Vorbim despre îngeri. Dacă Iisus este suveran, dacă Isus este la dreapta Tatălui și vedeți cum a pornit argumentul autorului din veșnicie, fiul veșnic al Tatălui, fiul etern al Tatălui, a la cine a fost el la întrupare și acolo îngerii s-au închinat L-a arătat pe Domnul Isus în viața lui cum îngerii l-au slujit pe Domnul Isus Hristos? Apoi el prezintă din nou pe Domnul Isus Hristos suveran, veșnic asupra întregului univers, împăratul împăraților, domnul, domnul, domnilor? Și acum se duce și îl arată pe Domnul Isus Hristos înălțat la dreapta Tatălui? Și apoi el prezintă pe îngeri în relație cu noi. Versetul 14 spune așa. Nu doar că îngerii sunt supuși Domnului Isus Hristos, sunt sub Hristos, ci, zice despre ei, nu sunt ori, oare toți, 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 fără excepție, duhuri slujitoare. Așa sunt îngerii. Ei sunt mai prejos decât Domnul Iisus Hristos. Trimise să îndeplinească o slujbă sau o slujire. Pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Sunt anumite evenimente povestite de oameni mai credibile, mai incredibile. Dar avem Sfânta Scriptură care ne arată că Dumnezeu a folosit deseori Îngerii pentru a-și proteja copiii, pentru a-i îngriji, pentru a face lucrări extraordinare. Acum noi nu vedem lucrul ăsta. Nu e niciun fel de problemă. mai credem ceea ce spune Sfânta Scriptura. Ei sunt trimiți să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Câteodată Dumnezeu în Scriptură ne deschide cortina să vedem războiul din spate. Probabil că unii dintre noi, mai slăbuți fiind, ne-am pierdut mințile vedind, văzând ce conflict spiritual există. Și unde suntem așa de liniștiți, nu? Și de lejeri și de relaxați. Dumnezeu a trimis armatele lui de îngeri pentru cei care vor moșteni mântuirea. Și ăsta este un lucru extraordinar. Ăsta este un lucru extraordinar. După ce arată Supremația lui Hristos, după ce o argumentează, în final... Apostolul uh, o aplică Și cum o aplică? Spune așa versetul, Ne vom uita dată la pasajul acesta uh, Versetul 1 De aceea Ce înseamnă de aceea? Eu o concluzie, nu? Fiindcă v-am afirmat Supremația lui Hristos peste îngeri Fiindcă v-am argumentat-o V-am atestat-o, v-am adeverit-o V-am dovedit-o, v-am demonstrat-o De aceea ce trebuie să facem noi? Auziți cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. De ce trebuie să ținem de lucrurile pe care le-am auzit? Ce am auzit noi? Ca să nu vin depărtați de ele. Ce am auzit noi? Despre ce vorbește Apostolul? Păi el spune despre ce. Compară din nou cuvântul vestit prin înger, versetul 2, care s-a dovedit nezguduit, și versetul 3, cuvântul care a venit prin Hristos. Cum vă scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită mai înainte de Domnul care Domn? Ăsta care este mai mare decât îngerii? Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Suveranul Întregului Univers. El a venit și a vestit mântuirea. De aceea, fiindcă Isus este mai mare decât îngerii, să nu desfigurăm imaginea Domnului Iisus Hristos, ci să-L primim pe Domnul Iisus Hristos și mântuirea pe care El însuși a venit să ne-o aducă. Nu știu cine în dimineața aceasta nu este împăcat aici cu Domnul Iisus Hristos, însă chemarea este foarte clară. Fiindcă Iisus este cine este, fiindcă nu există alt mântuitor, nu există alt domn, nu există alt împărat, nu există alt mod în care Dumnezeu a vrut să-L cunoaștem pe El, nu există alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni, vino la Domnul Iisus Hristos. Puneți încrederea doar în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Întoarce-te la Domnul Iisus Hristos. Așează-te sub domnia lui Domnul Iisus Hristos. Într-o zi, cu un toiac de fer, v-ați drobi toți împotrivitorii lui și va face în picioarelor lui. Și n-am vrea, cred eu, să fim în situația aceea. Dumnezeu să ne dea putere ca privind la cuvântul lui să se creioneze în sufletul nostru, mai degrabă cu Duhul nostru, prin mintea noastră, să înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos. Să ne închinăm lui, să-l venerăm, să-l iubim, să-l adorăm, să-l slujim, să ne aplecăm total sub domnia lui. Amin.